Are semnale și ala zice, domnule, e de la pompe, de la... A, noi vorbim de, da, nescădat. Noi suntem la pescuit de șalău. Locație strict secretă cu 10 euro la abonament. Ale... Cine cunoaște și cine dă bani, află locația aia, unde vom prinde noi șale. Acu avem material. Am udat-o leacă șapca, ca să... Mi-a zis prietenul meu, domnul Liviu, că îmi dă el 10 euro să-l duc la locul cu știuci. Păi da, în știuci, dar rupe unde, ți-l zici dacă își dorește, la știu. Mamă, ce bine că nu uzi șapca așa. Deci urmăriți canalul Ivan Gabriel și Alin Mitra, canalul lui Alin aici care de la Shalom, pe YouTube. Aflați informații folositoare tehnici de pescuit. Eu să dau și eu cu jucăria asta. Să vă chiar să curios cu șimonelul ăsta, îi zic eu. Am băgat un twister, cap de jig. Am pus și un 0.30, dar nu e invizibil, e vizibil. Vedem cum dau eu acum, să dau. Mai așa, nu? Puteți da și în colo, și în colo, și... N-are treabă, nu? Nu. Deci poate fi oriunde. Uite, dau și eu așa. Ia mă, să vedem. Să facem sport acum. Știi că m-am jucat și la ăla. M-am jucat și la... la gole și mi-a dat o ștucă. Da? Da, mi-a plăcut. I-a dat un ciocan. Eu am zis că e... Am zis că e de la șală, m-am zis că am luat și o șală. Și mai luasem, dar pe bățul altul, am avut bățul altul și am dat și în dreapta, așa cum zisești tu. Da. Și la vreo 20 de metri de barcă mi-a dat ăla, șală. Păi, nu știu că e de barcă. Da. Până la urmă, e să face lui foame. E să face lui foame, până la urmă. Să-i enervează el, vede. Oh. Trei răbdare am văzut. Păi am dat într-o zi cu profesorul, am dat vreo 2 ore și n-am luat nimic. Da, dar la răpitura așa e răbdare. Da, și când am venit. Frate, când au venit aia purcei, deci nu mai văd ce-i fost. Când s-au pus ei pe vânat. Vreau să zic. Fac și o lansăr din astea și... Ia. Ca începături așa. Meseria așa să... Pește, l-a văzut cu sonar. Deci pește? Nu intră apă pe undeva? Sau? Nu știu dacă mă intră. Da? Nu știu, așa, 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 așa. Mai e cât un biban de ăsta care mai e deși. Aha. Nu e prea, nu e mare. Hai de după el. Se ia de coada lui. Că nu se știe unde este. Am încercat și colo, și colo, și colo. Dar dă frumos. Ala. Când dă, dă. Dă, să simte. Ia o ce ești. Când dai de la... Aici trebuie multă răbdare. Da. La stilul ăsta. Înțeleg și ora care vedea el noi. Dar mă gândesc că noi când am dat în partea altă la baraj, am dat pe seară, bă, știi ce bine atacau? Era frig atunci. Era de pombe.
Și contează și asta? La întâmplare. Vorba ta, n-ai de unde să știi pe unde este. Vede că fac spor la asta. Ce mai plăcut decât pe stai? Da. Relaxant. Doamne, că am avut atac. Adineauri? Nimic. Trebuie să vină el. Să vorbesc cu Oda. Ei vorbesc cu Oda, nu? Hai? Făce bine? Da, ce să... Asta e mânca.